Da, bun găsit, dragii mei, suntem la interviurile cetățeanul.net și astăzi aș vrea să vorbim despre o mare artistă, pentru că acum 4 ani s-a stins din viață în urma unei boli foarte grele. Regretata Ileana Ciuculete, o mare artistă pe care a iubit-o toată România, o fire veselă, o femeie deosebită. Și din motivul ăsta ne-am gândit că astăzi să vă aducem aminte despre cine a fost Ileana Ciuculete. Și salut pe invitații mei, pe cei care, iată, au avut această idee să vorbim despre Ileana, chiar dacă ea nu mai este printre noi, pentru că nu e așa, geniul artistic dăinuie chiar și dincolo de moarte. Așadar, Mirela Radu, solistă din Craiova, o prietenă apropiată a familiei. O salut pe Mirela, bună ziua, Mirela! Bună ziua, bună ziua și să zicem bine v-am găsit, că așa este bine în această zi chiar mă bucur că sunt alături de cetățeanul.net și de tine, Adriana, și de oameni dragi mie. Exact. Domnul Auraș Ciuculete, fratele Ilenei Ciuculete, și mulțumesc foarte mult pentru că a intrat în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnul Auraș. Și Bună ziua, avem o surpriză mare pentru plăcere. cred că este și mamaia acolo lângă dumneavoastră, mama regretatei artiste. Și o să vă rog mai târziu să ne arătați și pe mamaie. Și Îți salut vă și dați pe. seama că tot Da. timpul este lângă mine. Tot timpul este lângă dumneavoastră, da. 91 de ani împlinește mamaia astăzi. Iată, Exact. o Exact. vârstă foarte, 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 foarte frumoasă, mai ales dacă ai bucurii de la viață, dar mamaia săraca n-a avut atât de multe bucurii. Îl salut pe Gore Belanski, artistul nostru din Brăila, cel care a avut această idee de a discuta despre Ileana Ciuculete, finul Ilenei Ciuculete și al lui Cornel Galeș. Foarte apropiat de acest cuplu, de fapt, erați prieten la cataramă înainte de toate Gore Belanski, nu-i așa? Te pup și eu, Adriana. Mă bucur că ai face această emisiune. Nu știu, suntem prima dată. Și îi salut pe toți. Pe mine ce m-a făcut să îndrăznesc să te sun pe tine, pentru că tu știi că eu am o afinitate pentru sufletul tău ăla bunu. Și ce m-a deranjat foarte mult, m-a deranjat pentru că nicio televiziune, dar nici una nu a dat ceva cu această regretată nașa mea de suflet, cum spun eu, și chiar dacă erau nașii mei adevărați, nu mă Da. iubeau așa cum m-au iubit ei. Și asta trebuie să spun publicului, pentru că cei care se pierd, îi perdem, se uită. Dar n-ar fi fost cazul de Ileana Ciuculete să o uite lumea chiar în halul ăsta. Când aveau nevoie, tu știi, Adriana, pentru că tu ești un ziarist bun, ești o prezentatoare super, super și la subiect. Când de-aia spune o nebună frumoasă, pentru că știi cum să pui problemele celor care nu se încadrează în omenia asta noastră. Și știi destul Da. de bine cât retic a făcut Ileana Ciuculete și Cornel Galeș. Bine, acum fiind vorba de Ileana Ciuculete, nu trebuie uitat acest titan al folclorului românesc. Da, dar vezi că încet, încet lumea uită, mai ales acum că este această pandemie teribilă care ne afectează pe toți. Oamenii trăiesc cu frică, oamenii nu mai au timp să-și mai aducă aminte, iată, de marii noștri artiști, de cei care ne-au părăsit și au trecut dincolo și a căror memorie trebuie până la urmă să o onorăm. Așadar, îi rog pe cei care ne urmăresc la această oră să ne spună ce melodie le place cel mai mult din repertoriul marei artiste Ileana Ciuculete, să ne scrieți mesaje. Uite, văd că deja am primit de la cineva, domnul Cătălin Simion, care zice că cel mai mult îi place melodia Ciorbă de curcan. Nu putem să difuzăm acum melodiile, pentru că nu avem posibilitatea tehnică, dar important este ca voi să vă aduceți aminte de Ileana Ciuculete. Și acum aș vrea să merg la domnul Auraș Ciuculete, pentru că vă leagă vorba aceea, o copilărie petrecută împreună, vă leagă sângele până la urmă și vreau să-mi spuneți, domnul Auraș,
cum vă aduceți aminte de sora dumneavoastră și dacă până la urmă a avut o soartă crudă, așa cum au spus foarte mulți oameni după ce ne-a părăsit, că soarta n-a fost atât de bună cu ea. Nu găsesc și cuvinte. Oricum, ea e lângă mine tot timpul. Vă cred, da. Și Dumnezeu să o odihnească în pace pe Ileana Ciuculete și pe Cornel. Iată, ca o ironie a sorții, a plecat Ileana și la un an a plecat și Cornel. Parcă zici că a tras piciorul după ea. Păcat, mare păcat. De ce, domnul Auraș, de ce mare păcat? Pentru că nu trebuia să se întâmple acest lucru. Da. A fost prea repede. Prea repede. Indiferent prea de repede, orice repede, situație, orice, nu trebuia să întâmple. Nici cu Sărana, nici cu Cornel. Da. Auraș, eu știu că tu ești un suflet mare. Știu ce spui, pentru că ne-am întâlnit și la mormântare la Nașa și am discutat, ai văzut că am rămas amândoi până la ziua acolo și am discutat da. Mult. Da, știu că ai un suflet mare, păcat că ei s-au iubit așa, cum s-au iubit, că eu știu destul de bine. 13, da, normal. S-au iubit prea mult, foarte mult. O dragoste, Mirela dragă, o dragoste care eu n-am văzut decât în filme. Vreau să mă crezi. În filme am văzut. Da, scuze că ți-am luat cuvântul, Auraș. Da. Nu mi-a luat niciun cuvânt pentru că nu-mi găsesc cuvinte să vorbesc. Domnul Auraș, a fost viața nedreaptă cu Ileana Ciuculete? Foarte nedreaptă. Foarte nedreaptă. De când s-a născut? Văd că aveți acolo un poster pe perete. Îl țineți de 4 ani, de când ea s-a prăpădit? Da. Ca să vă aduceți aminte de ea și... Înțeleg că îi aprindeți tot timpul lumânări. Păi, eu pe unde merg în casă, la mine, nu pot să dau decât cu ochii de vreun tablou de-al ei. Dacă fac așa, tabloul ei. Dacă fac oricum, tabloul ei. Iar lumânarea în fiecare zi se aprinde. Da. De 4 ani de zile, numai când... Spuneți că a fost nedreaptă viața cu ea, din copilărie. Ne puteți povesti, domnul... Auraș. Nedreaptă. În afară de harul care i l-a dat Dumnezeu, n-a fost binecuvântată cu nimic bun. Adică a avut numai supărări de la viață? Supărări, da, supărări. Poate lumea... Ei, a fost binecuvântată cu copii. Nu putem spune, crede, dar sunt singurul care știu totul, secundă cu secundă din viața surorii mele. Deci nimeni nu poate să știe mai mult decât mine și adevărul adevărat. Nimeni absolut, cât să-și dau cu cărămida în piept, că cunosc, că știu, că fac, că dreg, dar în afară de mine... Nimeni absolut decât bunul Dumnezeu mai știe. În rest, nimic. De ce spuneți că a fost viața nedreaptă cu ea? Dați-mi un exemplu, domnul Auraș. Unde ați simțit dumneavoastră că viața a fost într-adevăr nedreaptă cu Ileana Ciuculete? Sunt multe căi. Începând de la viața artistică până la sufletul ei, până la viața ei de familie, până la... Deci... Adică n-a fost fericită deloc, asta vreți să spuneți. Cum? Nu a fost deloc fericită. Da, a fost, dar mă rog, printre dinți. Da. Mirela Radu, tu ai cunoscut-o bine pe Ileana Ciuculete. Ai o relație apropiată și cu băieții ei, cu Mugurel și cu Cristi. De ce crezi că spune domnul Auraș că, uite, viața a fost nedreaptă cu Ileana? Da, probabil se referă la căsniciile ei, la
nu știu la ce se referă Auraș. Mie îmi vine foarte greu să vorbesc despre Ileana la trecut și să-mi găsesc cuvintele potrivite pentru această ființă atât de dragă mie și dragă publicului, pentru că ea a fost foarte iubită de public, care a plecat așa pentru întotdeauna. S-au împlinit deja 4 ani și nu vă puteți imagina cât de greu și cât de mare a fost durerea și a copiilor, a lui Mugure și a lui Cristi, cât de grea a fost durerea măicuței ei, lui mama Egica, de care eu să zic că am avut grijă în acele momente grele, în acele zile, pentru că mama Egica se prăbușea în orice moment și este mare și acum după 4 ani. Rugăciunile și amintirile plăcute sunt tot ce mi-a mai rămas de la artista mea preferată, de la Ileana Ciuculete. Să zic așa, a lăsat în urmă adevărate capodopere ale muzicii populare și mi-este greu că să mă gândesc că acum nu mai există decât cântecul Ilenei Ciuculete. Că s-a stins o ființă atât de dragă mie și publicului și lăsând, a lăsat în urmă atâta durere și atâta tristețe, să zic că soarele vieții lui Ileana a pus, să zic, prea din timp. Ea, să zic așa, a avut o viață dinamică, a fost un om dinamic, pe scenă tot timpul, la nunții. Nu putem uita niciodată veselia, gingășia ei. Va rămâne cu noi dintotdeauna în sufletele noastre. Cum este acum și cu mine, pentru că eu port ea ei cu sfințenie, port o ei pe care am primit-o de pomană și câteva lucrușoare de pomană de la Ileana și nu mă despart de inelul de la ea, e tot timpul cu mine, sunt onorată că le port și vorbesc așa la trecut, doar cu, nu știu cum să spun, cu sufletul atât de întristat că vorbesc la trecut despre Ileana. Am iubit-o, mi-a dat sfaturi bune, i-am călcat pragul, la filmări niciodată nu mă ocolea, întotdeauna zicea, haideți oltencele mele aici, ce pot să spun despre ea? Doar cuvinte frumoase și nu le spun doar că așa trebuie să vorbim despre cineva care nu mai este printre noi. Și că ăsta e purul adevăr. Ileana a fost un om minunat, o artistă minunată, Ileana și-a iubit copiii, Ileana și-a iubit familia, măicuța și fratele, pe Mugurel, pe Cristi, pe cei din jurul ei, pe Cornel, nu mai spun, l-a divinizat. Asta așa a fost iubirea lor, poate este neînțeleasă de multă lume, dar pentru mine Ileana rămâne sufletul meu și inima mea și niciodată nu o să mă despart de Ileana, de cântecul ei, de cântecul lui Ileana. Dumnezeu să o odihnească și să aibă liniște sufletul, liniște acolo unde este ea. Da. Gore Belanski, aș vrea să te întreb cum ai cunoscut-o pe Ileana Ciuculete și cum ați devenit prieteni atât de buni. E ceva frumos ce mă întreb tu, Adriana. Eram într-o emisiune la o televiziune, așa, și auzise că ce nașul meu nu mai vorbește cu mine, nașul meu bun. Și m-a întrebat așa, că ei mă iubeau mai de mult, mă apreciau mai de mult prin ceea ce făceam și cum mă îmbrăcam, pentru că nașa îi spunea mereu: uite, măi, Cornele, cum se îmbracă finelul, zici că este prinț. Deci tu știi că eu întotdeauna așa am N costumate pentru scenă. Acum da. Sunt mai e, așa, am fost să scriu și eu lucruri, dar mulți ești mai light. Și eu am spus, zic, măi, Cornele, nu știu de ce nu mai vorbește cu mine, dar mă rog, e treaba lui să fii sănătos. Ei, atunci, hai să-i facem o surpriză lui Ileana. Eram la filmări înainte de Paști. Eu întotdeauna știi că eu vin cu vin, vin că, și da. La uierul la tine, când erai, cine a adus vin prima dată acolo și mâncări și eu, da? Ei, ai vreo să cădeai de vin în mașină? Zic, da, hai să-i facem o surpriză lui Ileana. Ne-am dus în platou direct cu Ploconu. Și a spus în direct, de astăzi Gore Belanski este finul nostru. A rămas toți în mască. Așa ne-am cunoscut, eu pe ei, ei m-au văzut, mai eu oricum am divinizat-o
Păi Elena Ciculete, și hai să vă spun în legătură cu această relația lor, acest Cornel Galeș nu accepta ca cei din trupă, am avut o nuntă undeva în Focșani, nu știu pe unde, și a venit la mine și a spus: Finelu, spune lui ăla că ăla îi plăcea cum cânta în așa, că cum mi-a mai spus, da, i-a mult mai bine live decât pe CD. Așa ceva, așa am considerat eu și așa consideră toată lumea. Acolo se vede meseria la live. Exact, Mireluța, exact, exact. Și ăla de plăcere s-a sculat după scaunul ăla de acolo, unul cu saxofonul, și a început să danseze. Și a spus: nu mai, să, deci ce, faci mișto de Ileana? Și am zis: bă, stai mă acolo, că... Deci la el era o corectitudine și tot ce era, ce însemna, îi spunea: Cornele, alea melodii îmi place la spectacol, la asta, alea. El s-a ocupat cu toate. Și nu întâmplător ei s-au iubit. Acum poate să supere oricine. Nu dau nume de față și știe lumea că s-au iubit. Dar nu trebuie să le iei dragostea lor și spune că a suferit. Da, dar când l-a întâlnit pe Cornel, Cornel a făcut toate. Când s-a întâmplat altele, numai Dumnezeu știe și Dumnezeu va plăti pe fiecare în parte. Dar dragoste ca a lor, mă repet, nu am văzut pe lumea asta, decât în filme. Și ce să spun, așa ne-am cunoscut și a rămas oriunde ne duceam la filmări, la spectacole. Noi eram nedespărțiți, nedespărțiți, unul lângă altul. O chestie. Nu știu unde aveau spectacol și eu n-am fost chemat de Forin Petrescu, de Axinte. Da. Au vis sau eu știu, mă rog, la spectacol. Mă sună Nașu, zic cu Nașa și spune: unde ești? Sunt acasă la Brăila. Uite, noi suntem aici în Surăței. Nu vii și tu? Nu, dacă n-am sunat ăsta, vino că ți dăm noi banii de spectacol. Altceva? Altă exemplu? Ce să dau? Aș vrea să merg acum la domnul Auraș Ciuculete, pentru că vorba aceea, sunteți frați și sângele apă nu se face. Chiar așa între două lumi, și o să vă rog să-mi spuneți care sunt amintirile dumneavoastră, cele mai frumoase amintiri cu Ileana, cu sora dumneavoastră. Sunt multe. Okay. Da. Da, foarte multe. Foarte multe. Nu știu de care ceva vă aduceți aminte, nu știu, de la nunta ei, din copilărie, aveți o amintire? La nunta ei am fost cel mai fericit, că într-adevăr am crezut și eu că uite, și-a unit și-a destinul, e fericită. După aia, mă rog, mai târziu, când și-a realizat și-a visul, uite, ne-a mutat într-o casă nouă, bucurie mare. Puteți să ne arătați și pe Mamaie, pentru că vrem să o vedem și pe Mamaie și să-i spunem la mulți ani lui Mamaie, la 91 de ani, dacă puteți să ne arătați pe domnul Auraș. Și o salut, iată, și pe Jenny Nicolau, a intrat în direct cu noi. O salut pe Jenny Nicolau. Și, Jenny, vreau să te întreb, da, uite, stai că o vedem pe Mamaie acum, imediat, iartă-mă o secundă, pentru că avem și o sărbătorită, iată, astăzi, 91 de ani. La mulți Mamaie. Ani! Mamaie! La mulți ani, Mamaie Gica! La mulți ani, Mamaie, și să vă dea Dumnezeu sănătate. Aș vrea să-mi spuneți cum vă aduceți aminte de fata dumneavoastră, mulțumesc, mamă, marea noastră. Mulțumesc, mamă, mulțumesc la fel și vă dea dumneavoastră sănătate. Cum era Ileana Mamaie? Mamă, a fost o copilă foarte cuminte. Cuminte și deșteaptă. Da. Cu minte și deșteaptă. Ați suferit alături de ea, v-ați bucurat de succesul ei, ați trăit foarte mult, m-am bucurat, dar da, acum sunt foarte, foarte întristată și supărată. Că nu mai văd, că știu că a putut cu toată munca ei care a muncit-o în viață. A putut. Da. Cred că este cel mai greu lucru,
să vezi că pleacă un copil de lângă tine mult prea devreme. Și eu vă înțeleg prin ce treceți, mamaie. Cea mai mare durere, mamă. Cea mai mare durere, dar amintirea ei el trăiește. Și să știți că lumea o iubește și acum pe Ileana Ciuculete. Bă, îmi pare bine. Îmi pare bine că ea a fost foarte, foarte veselă, foarte... Orice cine ea a fost dispusă să spună vorbe frumoase. Cum era Ileana? Era o fire veselă, vă povestea ce făcea, venea la dumneavoastră? Da, venea când venea, în tot timpul eram și noi pregătiți, atunci trăia da. Și bărbatul meu. Da, era cu mare bucurie o așteptam, mamă, și ea venea foarte bucuroasă. Cum era când era copil? Când era ea copil, cum era? Era o veselă? Ah, când era copil. Ah, ce da. Să vă spun, era foarte iseată. Când era în clasele primare, ea era, cum să spun, în tot timpul văzută de profesori. Ea când se făcea spectacole, adică serbări, pe ea nu punea să spună poezie. O punea să cânte, dar când ieșea pe scenă, ca la țară, așa, da. Auzeai musca zbârnăind, doar o vedea în față pe scenă și era o tăcere. De la câți ani a început să cânte fiica dumneavoastră? Poftim? De la câți ani a început să cânte? De la câți ani? A început da. Să cânte. A, de la câți ani? Mă, mamă, păi ea din clasele primare a fost, venea primarul comunii de acolo și o lua, se ducea cu ea la spectacole și de multe ori tăticul său nu vroia să o lase și se ruga primarul ca să o dea. Dacă dumneata nu mi-o dai ca să meargă fata, înseamnă că eu nu mai fac niciun spectacol. Și după venea și o lua și o aducea înapoi. Și când a avut succes, mamaie, când te-ai bucurat de succesul ei? Unde a fost ea de a luat primul? Că nu mai țin minte. La... Nu la Breasta. Nu, la Plenița, la Sărbătoarea Bujorului. La Sărbătoarea Bujorului, mamă, la Plenița. Primul, da. Și pormă când s-a măritat, te-ai bucurat, mamaie, când a venit acasă cu copilașii? Foarte mult. De când era mică, ea își dorea. Că bărbatul meu era tâmplar și ca să avea aparatul de radio lângă el acolo. Și eu ca să... Ea vrea să cânte și ca să nu pierd cuvintele, îi le scrieam eu. Pe ce găsam atunci acolo ce avea bărbatul meu pe lângă teșghea? Tăbliță de ăștia de lemn, așa. Îi le scrieam și ea le învăța și le cânta. Da. Nu ne pare rău că a plecat atât de repede, dar aș vrea să te întreb, mamaie, pentru că ai cunoscut-o foarte bine, vorba aceea, ai suferit și ai trăit alături de ea. A fost fericită Ileana Ciuculete? Da, mamă. Ce să vă spun, orice om în viață da. Are supărări, nu se poate. Așa e, da. Ca fiecare. Aș vrea să vorbesc și cu Jenny Nicolau. Știu că voi două ați fost apropiate, Jenny, și ai suferit atunci când Ileana Ciuculete a plecat dintre noi. Cum ți-o aduce aminte pe Ileana? Și dacă tu crezi că publicul face suficient ca să o țină în amintire? Sunt sigură că face suficient, pentru că Ileana, prin tot ceea ce a lăsat, nu va muri niciodată. Ileana ne-a molipsit pe toți cu optimismul ei și cu pofta ei de viață. Am cunoscut-o pe Ileana cu cel puțin 27 de ani în urmă, când alături de Cornel își făcuse o agenție de impresariat, iar eu am colaborat foarte mulți ani cu ea în turnee. Era foarte mică, Cristi avea 16-17 ani și mergea cu noi.
Vreau să vă mărturisesc și mă bucur că este și Mirela Radu aici, și Gore, și Aurel, care și Aurel mergea cu noi în turnee. Era o poezie de om, era o, în primul rând, era un, era, este și va rămâne, Ileana, un mare artist al României. Ileana a fost foarte longevivă datorită faptului că și-a ales un repertoriu și a fost în pas cu moda, vreau să vă spun. Da? Ileana a fost un artist care și-a iubit enorm de mult publicul și să știți că vă mai spun ceva, pe Ileana nu au ridicat-o foarte în slăvi producătorii de televiziune sau televiziunile. Pe Ileana a ridicat-o la gradul de artist, de mare artist al României, publicul din România. Publicul a iubit-o enorm, pentru că sunt perioade ale vieții în care și arta are tranziția ei. Ea a avut vremuri în care se alegeau după alte criterii. Dar acest dar este, cum să vă spun, ca o mângâiere pentru sufletul meu și al celor care au iubit-o pe Ileana și o iubesc în continuare, pentru că să știți că sfârșitul Ilenei pentru mine a fost un șoc. Cine m-a sunat și m-a anunțat că a murit Ileana a fost Mirela Radu, prietena mea, care pur și simplu am rămas șocați toți, pentru că n-am știut nicio secundă că ea este bolnavă. Ultima mea întâlnire cu ea a fost în noiembrie, la sfârșitul lui noiembrie, când am filmat pentru Canal D, pentru Etno și pentru toate televiziunile, ne-am întâlnit. E adevărat că mi s-a părut un pic schimbată. Am și un filmuleț de atunci cu ea. N-am crezut niciodată, pentru că așa suntem noi, nu credem că artiștii mor. Artiștii pe care noi iubim fac parte din familia noastră, din... De ce fac parte din familia noastră? Pentru că ei sunt prezenți la toate evenimentele frumoase din viața noastră. Ei când intră, cum spun oamenii de la țară, când intră prin televizor în casa oamenilor, ei deja fac parte din viața acelor oameni. Am prețuit-o, îi cinstesc amintirea și memoria, mă rog pentru ea acolo unde este, ca Dumnezeu să o ajute. Pentru că rugăciunile noastre, celor care am rămas aici, fac foarte bine celor care sunt plecați. Deci, aș ruga din toată inima, ca publicul, ca prietenii, ca familia, ca toți cei dragi Ilenii sau cei care au iubit-o pe Ileana, întotdeauna să nu existe, nu numai pe Ileana, pe toți cei plecați, să-i pomenească în gând sau într-o rugăciune. Ea a rămas aici, a rămas pentru că era molipsitoare. Cum să vă spun, buna ei dispoziție era molipsitoare. Era un om plin de energie, era o artistă impecabilă, care îi plăcea să arate așa cum arăta Ileana. Adică aici vorbim despre un artist care s-a respectat, care și-a respectat publicul, care l-a iubit. Acum vreau să vă mai spun ceva. Nu cred că este că noi putem face ceva. Adriana, tu ești unul dintre puținii jurnaliști care au fost în mijlocul artiștilor de-a lungul anilor și care a cinstit artiștii și după ce n-au mai fost. Dar nu este, adică noi nu avem cum să schimbăm lumea asta. Noi trebuie să reținem un singur lucru, că fiecare an care trece se adâncește dorul pentru Ileana, că fiecare an care trece ne arată cât de iubit a fost, pentru că dorul este și mai mare. Am văzut mormântul Ilenei, eu am fost la a doua zi după ce au așezat-o acolo la biserică. Am fost extrem de răvășită și extrem de multă vreme nu mi-am revenit, poate și astăzi când mi-aduc aminte mă cu tremur, de emoțiile și de stările pe care le-am avut. Au fost zeci de mii de oameni. Deci rețineți numii, zeci de mii de oameni care au trecut pe la catafalcul ei și care au plâns și au suferit. Eu zic așa că suntem în postul Sfintelor Sărbători de Paște, este postul mare.
încă o dată, să ne amintim de cei plecați, să ne amintim de Ileana ca și cum, ca și cum Ileana ar fi lângă noi, pentru că ea de acolo de sus ne urmărește și cred că ei nu i-ar plăcea ca noi să fim doliul purtăm în suflet și candela aprinsă pentru ea este în inima și în sufletul nostru. Ea este vie prin sutele de cântece pe care l-a lăsat, prin glasul inconfundabil. Vreau să vă spun că soțul meu are în mașină un stick cu Ileana Ciuculete, are un recital și cu Puiu Codreanu și la drum o ascult. Chiar acum două săptămâni mergeam cu Mirela la o televiziune și nu ne venea să credem când am ascultat-o că parcă n-a fost, parcă n-a plecat. Era da. Era este cel mai, era ultimul album al ei cu frații Advahov și cel pe care nu scosese pe piață. Adică a rămas un album în piață? Da, este. Jenny, Mirela, Ileana Ciuculete n-a murit niciodată, nu moare niciodată, cum spunea și ea, că eu nu o să mor niciodată. Deci cântecele ei au rămas întipărite în sufletele oamenilor. Cântecele ei, cam greu să se nască, cum spunea și Dumnezeu ordinească, Titanul Focor Românesc, Ion Dolonescu. Spunea, da. În momentul în care tu cânti genul tău, pentru că dânsa, Dumnezeu să ordinească, a avut genul ei. Și a cântat genul ei. Păi ea nu poate compara, nu poate o compara cu cineva care o copie pe Ileana Ciuculete. Nici nu vrea nimeni să o compare și întotdeauna copiile au rămas tot copii. Cel mai bine și cel mai frumos este. Da, cel mai bine și cel mai frumos este să-i păstrăm via amintirea în sufletele noastre, ca Ileana să rămână în sufletele și în mințile noastre și în amintirile noastre frumoase, așa cum a fost până acum. Și nu are rost să-i întinăm memoria supărându-ne pe oamenii care nu știu, nu vor sau nu pot să cinstească memoria unui artist. Vreau să te felicit, Adriana, pentru acest subiect și să-ți doresc și ție multă sănătate și putere, pentru că să știi că ești unică prin ceea ce faci. Să știi că meritul îl are Gore de la Arcus, pentru că el a venit cu ideea, finul spiritual al Ilenei Ciuculete, și Gore a venit cu această idee să facem o emisiune. Îmi pare rău că am intrat și copiii ei. Am vorbit cu Mugurel, dar era supărat și a zis că nu vrea să intre. Da, Gore. Am fost cu ideea. Dar meritul este al tău, pentru că... Al tuturor. Important este să-i cinstim memoria. Eu mi-aduc aminte ca pe o femeie foarte veselă. De câte ori venea la câte o emisiune, râdeam cu gura până la urechi, plecam cu o stare bună. Era un munte de optimism Ileana Ciuculete. Niciodată nu se plângea de absolut nimic. Făcea glume și împreună cu Cornel. Deci era o plăcere să iai ca invitați într-o emisiune, pentru că reușeau să facă o atmosferă foarte, foarte plăcută. Luca avea melodiile care intrau la sufletul publicului și asta este important. Până la urmă, cum s-a împărțit averea, fiecare cu ce a rămas, sunt lucruri mai puțin importante. Averea este viața omului tău, Adriana. Da. Exact ce așa a spus Cristina. Așa. La un moment dat, Cristina a fost întrebat de avere, de televiziuni, el a spus, ce avere? Averea mea a fost și este mama mea. Ce a spus? Da. Și apropo de cine a fost cu ideea, Jenny, ca să înțelegi, Gore Belanski a fost cu ideea și pe el am reușit să-l conectăm pe sistemul ăsta de televiziune online, cel mai greu, dar uite că până la urmă am reușit. Sunt fericită că el a fost cu ideea, dar vreau să spun că el putea să vină cu ideea și tu să nu fii de acord. Deci și tu ai meritul tău. Bravo, este un lucru foarte important. El putea să zică, Adriana, hai să facem, și tu spuneai, îmi pare rău, am multă altă treabă. Eu, știi că am venit mesajul la tine,
doar ce am ajuns acasă, pentru că mâine îmi lansez noul videoclip Șefa la Instagram. Succes. Vin la București și am fost și eu să mă vopsesc și când am văzut mesajul de la tine am zis: Doamne, nu mă mai machiez, nu mai fac nimic, las că intru. Mi-am pus ochelarii ăștia șmecheri care văd doar pe jumătate cu ei. Așa. Și am intrat din respect pentru tine, din respect pentru Ileana. Și Ileana, Ciculete, da. Și din respect pentru toți cei care ne urmăresc și care și-ar fi dorit să audă un cuvânt frumos. Și te așteptăm mâine la București, Eugeniu, cu videoclipul Șefa la Instagram. Și mă bucur că ai intrat în mare drag, să îmbrățișez. Da. Mulțumim. Mulțumim frumos. Și Jeni mai înainte. Succes mult, Jeni. Baftă multă. Jeni mai înainte, că în noiembrie a fost ultimele filmări a ei, nu? Ultima filmare în direct a fost la Aerno TV, de ziua mea, în care, în aceeași, cum spunea și Jeni mai înainte, am văzut-o puțin că mi-a zis: Finelu, nu pot să rămân până la sfârșitul emisiunii, că m-am împiedicat de o scară și trebuie să merg. Dar n-așa, nici o problemă. Ei, dar a rămas sărmana, a rămas până la, pentru că a fost emisiunea, știi cum le făceam eu, că tu mi-ai dat 5 ore ce mai lungivă emisiune. Știi tu că m-ai sunat? Guri, nu mă interesează, la ora mai dau 3 ore. Nu da? Mai țin minte, Guri, pe cuvânt, nu mai țin minte. Era Ancuța. Da. Așa. Și făceam emisiune. Și ea, săracă, n-a putut să plece până la... n-a vrut să plece, pur și simplu. Și a zis: Bun, așa, să întâmplă ceva cu tine? Nu, Finelu, sunt bine, dar m-am împiedicat și... Deci, cum spune, ultima emisiune a ei în direct a fost la 12 decembrie la Erno TV, la ziua lui Finelul ei. Gore de la. Jeni spunea de ultimele filmări, unde s-a, ultima filmare unde s-a întâlnit cu Ileana, Gore. Da, și eu vorbesc. Nu că a fost ultima. Da. Asta am zis eu. Da. Nu, aș vrea să te întreb ce amintire ai tu cu Ileana Ciuculete, pentru că tu ai fost apropiată și de ea, dar și de băieții ei, de copiii. Am amintiri frumoase. La o nuntă la Dăbuleni, cu mulți ani în urmă, a venit Ileana împreună cu soțul, cu Cornel Galeș, iar eu cântam cu lăutarii de acolo din comună și eu eram tot separat la acea nuntă, adică aveam programul meu și a venit Ileana și a dat jos Cornel instrumentele, adică sunetul, stația de voce și a instalat-o. Când a zis doi s-a cutremurat cortul, Ileana când a coborât din mașină, nu-ți mai spun, impecabilă, a râvnit la ea, cum era de îmbrăcată, cum se purta, cât era de cochetă. Mă, când intra Ileana Ciuculete într-un platou de filmare sau undeva, toată lumea rămânea mărmurit. Eu nu mint absolut nimic. Ăsta este adevărul. Era impecabilă. Impecabilă. Și eu m-am făcut mică într-un colț, după care, ce, hai să mâncați, soacra. Ne-am dus noi în casă, era nunta nepotului Rozicăi Petra, da. Cea care a făcut și melodia pentru Cristi și Mugurel după moartea Ilenei. Și ne-am dus acolo înuntru, la care Ileana m-a luat așa, hai cu mine, vină încoace. Și îi zice lui Cornel: te rog frumos, Mirela va cânta pe stația noastră de voce. Du-te și aranjează-i microfonul să treacă să cânte pe stația de voce. Cornel a rămas așa, s-a uitat la ea: păi Ileana, sunetul e într-o parte, scena e într-o parte, unde când vrei, las că Mirela cântă de acolo, lângă stația noastră, și lăutării într-o parte, ea se descurcă. Și am început să cânt. La un moment dat a venit și îmi zice: auzi, urcă-te și tu pe masă și fă și tu atmosferă, că așa trebuie. Și după asta ne-am băut un șpriț, după ce a cântat și Ileana, am băut un șpriț și ne-am povestit. Și mi-a stat așa: Mirela, eu să vorbesc să mergi la București, eu să vorbesc cu o formație din București, nu știu dacă îi știi tu pe frații Cocoș, să cânți manele, că tu cânți bine și manele, muzică lăutărească, să cânți acolo cu ei, că Bucureștiul e București, nu e ca și Craiova. Și
Asta a fost cea mai frumoasă a mea amintire, pentru că mi-a deschis, deci urma Ileana să-mi deschidă porți pentru viitor. Ceea ce puțin, puțin dintre artiști fac lucrul acesta. Da. Altă amintire o am de la filmări. Filmam și eram în cadru, stătusem vreo oră și ceva, la care am zice, auzi, vezi cum ne ridicăm de aici să mergem afară. Zic, de ce? Uite așa, să mai stăm și noi 2-3 minute de vorbă. Ok. Ne-a ridicat noi și s-a luat pauză toată lumea și toată lumea a ieșit afară de aceea. Auzi, ai niște țigări la tine? Da. Dă-mi o țigare. Vă zic, tu fumezi, Ileana, că nu te-am văzut niciodată fumând. La care a, uite așa, de le dracu, să zică lumea, uite le dracu ce fumează ăștia și ce voce au. Da. Rămâne veșnic în amintirea mea. De fapt, nu ne mai rămâne decât amintirea și rugăciunile, da, pentru sufletul. Și de băieții, cum te-ai apropiat, Mirela? De băieții ei, prima dată l-a cunoscut pe Mugurel. Am început să cântăm împreună. Să știi că băieții lui Ileana au muncit de mici și și-au câștigat pâinița de mici. Ea le-a insuflat, cum să spun eu, pe undeva muzica asta și drumul spre muzică. Ea le-a dat acest imbold spre muzică. Mugurel cânta cu acordeonul, Cristi cu vocea. Și l-am cunoscut mai întâi pe Mugurel, am început să cântăm împreună. Mugurel, ca să zic așa, era șeful de formație. Da, cântam cu ciucureii, așa se spunea, ăștia erau ciuculete. Și au urmat bun de colaborare, dar odată a venit Ileana la oraș acasă, a oraș poate să confirme. Era de sărbători, cred eu că era de Crăciun, a oraș. Până în Crăciun. Până în Crăciun. Și am fost și eu la Auraș, tot cu Rozica, bineînțeles, că Rozica îi scria piese, îi compunea melodii, texte și ea era lângă sobă, pat cu mâinile așa puse și Ileana era o fire foarte friguroasă și stătea așa cu mâinile la sobă și îmi zice, ce faci, mai cânti cu copiii mei? Zic, da. Dar zic, acum sunt cam supărată pe Mugurel. Păi de ce? Ei, n-a venit el la o nuntă unde am fost eu, unde trebuia să meargă cu mine și n-a mers. La care ea imediat, Mugurel era în camera alăturată, studia. Cânta la orgă. Și ea intră, ia vino măi Mugurel, vino aici imediat. Ce s-a întâmplat cu Mirela? De ce nu te-ai dus cu ea la cântare? A început să-l certe pe Mugurel în așa fel, încât eu ziceam, Doamne, cine m-a pus să-i spun? De ce i-am spus lui Ileana lucrul ăsta? Te rog frumos de acum încolo, să nu mai am că vine Mirela și îmi spune că nu te-ai dus sau că n-ai făcut. În fine, nu era o chestie mică, dar Mugurel n-a mers, nu mai știu de ce n-a... gata, știu. Era recent cu despărțirea Auraș de fosta lui soție, să zic așa. Da. De asta l-a mers Mugurel, avea o stare... mai, să zic așa, era mai trist și a zis, lasă, dedică că te descurci tu și n-a mers. Asta a fost, da. Am fost împreună ani de zile, ei și-au, să zic așa, și-au onorat toate nunțile, că mai mult la nunți am mers împreună și anii ăștia care au trecut, foarte mult vorbeau despre Ileana, foarte mult sufereau de faptul că ea era în București și venea periodic la Craiova și se întâlneau mai rar și așa, dar au iubit-o extraordinar de mult. Asta vă pot spune cu mâna pe inimă și o iubesc în continuare. Faptul că nu sunt acum în direct cu noi aici, este faptul că ei sunt prea supărați și mi-a mărturisit Mugurel cu ceva timp înainte să intrăm în direct, dădică pur și simplu nu pot să intru. Nu pot să intru. Așa este. Nu pot să mai vorbesc despre mama mea. Cum și domnul Iauraș este greu să vorbească despre sora lui. L-am văzut că este, l-am văzut domnul Iauraș că sunteți foarte, foarte afectat. Mai devreme aveați lacrimi în ochi. Tot timpul plângea orașul, tot timpul. N-aș putea fi bucuros. Bucuria mea a zburat de 4 ani de zile.
Erați foarte apropiați, înțeleg. Vă spunea toate secretele ei, vă cerea sfatul. Deci nu știa, totul se știa de la mine la ea și de la ea la mine. Tot. Nu era un lucru. Să nu se știe unul de altul. Iar deci, acești doi băieți, doi copii ai ei, să știți că au muncit de mici și au câștigat existența de mici. Și mă bucur pentru acest lucru că au știut și era știu ce este ei, greu în viață. Tare mândră de ei. Tare mândră de ei era Ileana. Da, se bucura chiar dacă nu le-o arăta în față, dar se bucura atât de mult de ei de nimeni nu știe. Se bucura. Gore Belanski. Da. Da, Adriana. Ce-ar mai fi de spus despre prietena ta dragă, Ileana Ciuculete, nașa ta? Nu a fost prieten, a fost sora mea și Cornel, tot așa, fratele meu, de suflet, pentru că așa se spune. Când ai o legătură sufletească, așa se spune, frăție. Da. Eu știu multe și mi-au povestit multe și ei și el, și ea și el. Și mai sunt niște răutăteași care comentează că se râde când se vorbește de umor. Mai oameni buni, dacă noi începem să jelim pe Ileana Ciculete, se scoară de acolo și vine și te ține morală. Pentru că a fost toată viața ei un suflet, un spirituș. Deci nu râdem că a murit Ileana Ciculete și Cornel Galeș. Râdem pentru că noi artiștii ăștia care suntem, așa mai mici sau mai mari, cum spunea ea, Dumnezeu să ordinească, că finelul, îmi place cum cânți, da, dar niciodată să te dai mare, dar nici mic, să fii acolo la mijloc, pentru că ai cap, ai picioare, dar dacă n-ai mijloc, degeaba. Eu nu m-am dat niciodată nici mare, dar nici mică. Da. Și îmi place caracterul tău. Deci oamenii care mai vorbesc și mă uitam așa, mi-aducam și mai postează, că sunt oameni care nu cunosc ceea ce înseamnă un artist pe scenă sau un artist după ce... Dar poți, iartă-mă Gore că te întrerup, dar poți amintiri frumoase care, de care ne aducem aminte cu zâmbet. Deci da, nu poți... Da, oamenii nu sunt înțelepți. Să pomenești un mare artist, să-ți aduci aminte de lucrurile bune pe care le-a făcut, să zâmbești, să-ți aduci aminte de melodiile frumoase. Noi n-am vrut să facem emisiunea asta ca să intrăm în cancanuri, scandaluri, în ceea ce s-a tot spus în acești ani de când Ileana ne-a părăsit. Nu mi-am dorit așa ceva. Lucrurile astea s-au vorbit mult prea mult pe toate posturile de televiziune. Eu ce am vrut și cred că sunteți în asentimentul meu a fost să ne aducem aminte de marea noastră artistă Ileana Ciuculete, de melodiile ei. Exact. Tu ai făcut ceva frumos în viața asta. Vreau să spun, Adriana, că am vorbit și cu copiii, cu Mugurel, și care vor să mai vin de la Craiova, pe 25 de degare la Pește, și facem la Nașa Bunii, la Doina, la Belu, și mi-a promis, a zis, sunt și eu aproape Gore, pentru faptul că n-am putut să ne întâlnim acum la 4 ani. Și să facem pentru toți morții noștri care îi avem și pe noi și pentru ei, pentru amândoi. Restul, cum spun, o să chem un preot care să facă o creștanie ca lumea, nu două cuvinte și un cuvânt, și ei știu despre ce este vorba, așa, și să fie în amintirea lor și a tuturor morților care nu mai sunt lângă noi. Da. Bravo, Gore. Domnul Auraș. Da. Ce ar mai fi de spus? Pentru că eu aș vrea să vă întreb multe lucruri, dar când văd așa cât sunteți de afectat, parcă nu știu, ceva mă oprește. Ați iubit-o enorm pe sora dumneavoastră și da. Aș vrea să vă imaginați cumva că acum ne aude Ileana Ciuculete. Eu sunt convinsă că ne aude de acolo de sus. Și aș vrea să-i dați un mesaj, să-i spuneți cât de mult o iubiți. Uite, îi rog și pe cei care ne urmăresc și care își aduc aminte de ea și de melodiile ei să facă același lucru, să-i trimită un mesaj, să aprindă o lumânare și să-i spună cât de mult au iubit-o și au apreciat-o. Eu tot timpul aș fi un preș în fața ei.
Da. Mirela. Da. Poți să faci același exercițiu, deci dacă ar fi să te audă Ileana, te rog să-i transmiți un mesaj. Aș vrea să-i spun că o iubesc, că niciodată nu o voi iura, că mi-amintesc că o văd în fața mea și mi-amintesc numai, o văd numai veselă, gingașă, dinamică, că îi port cu mândrie ea și nu o port ca fiind dată de pomană și o port ca fiind dată de ea, pentru că mi-a mai dat câteva lucrușoare și când ea era lângă mine. Și că niciodată cât trăiesc pe acest pământ nu va exista sărbătoare și nu va exista dat de pomană fără ca ea să nu fie pomenită și fără ca ea să nu fie lângă noi. O iubesc și îmi pare rău că n-am stat mai mult timp lângă ea. Pentru că niciodată nu mi-am putut. Mai... Da, vă rog, domnule. Și aș vrea să mai completez ceva, da. Să fie sigură și să aibă toată încrederea că o să am grijă de mama noastră. Tot timpul. Da. Și în mine să aibă încredere că voi fi lângă Cristi și lângă Mugurel atât cât pot eu. Și... și o să merg și la mama Egica astăzi sau mâine să-mi treacă mie numai răceala asta pe care o am, să o îmbrățișez și să ne vadă pe amândouă, că sunt convinsă că de acolo de sus ne vede și adică de fapt că este cu noi tot timpul, exact. Este cu noi și lângă noi, o iubim, vă așteptăm și... cu mare dragoste, mamă. Da. Gore Belanski. Eu ce să zic, Adriana, în primul rând o să-i doresc la mulți ani lui mamai, pentru că știu că mă iubește. Mulțumesc la fel, mamă. Prin prisma... Mulțumesc la fel și dumneavoastră, la toată familia. Să rămână mămăiță și tot ce-i pun pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră. Mamai, e greu fără Ileana? Oh. O întrebare... Da, mamă. În acasă, bustul făcut. Și este în ochii mei în orice timp, în orice timp, cu fotografia mă răcoresc, că ea a putrezit. Da. Vreau să mai spun că eu, referitor la ce a spune lui Nașa, lui Ileana, eu de câte ori ajung la filmări la București, 80% merg pe la ei, la Străulești 2 acolo. Și eu vorbesc cu ei. Să vină în vis să-mi spună ce și cum. Dacă sunt supărați că eu sunt prieten cu copiii ei, dar nu. Astăzi atât de mamaie, pentru că astăzi ziua ta mamaie, să-ți dau o știre în care a spus că e milă de rugăciune. Că îți duce grija. Deci n-am vrut să o spun asta, pentru că e ziua ta, mamaie, asta mi-a zis. Când mi-e milă de mamaie. Deci nu mi-a zis că e supărat pe copii, supărat pe cineva. Nu. Atât dacă e milă de mamaie. S-a întâmplat ca vreunul din voi să o viseze. Mamaie, da. A visat-o pe Ileana vreodată? N-am visat-o decât o singură dată după ce a murit la 2 săptămâni. De atunci n-am visat-o niciodată, mamă. Ce zicea atunci când ai visat-o? Ce făcea? N-a vorbit nimic, eram culcată în pat și era la picioarele mele și doi oameni erau șezuți pe scaune, lângă ea. Dar nu mi-a spus nimic, n-a vorbit nimic, doar se uita la mine și mă uitam la ea. Ăsta tot visul am de când a murit, de 4 ani. Mamaie, ca să nu-ți facă rău, cred. Deci, de-aia nu cred că a venit în vis la dumneata, ca să nu-ți facă rău, pentru că știi că ai iubit-o mult și de greu. Îmi pare foarte rău că n-am fost și eu lângă ea. Lângă ea când a murit. Că aș fi vrut să mă duc, dar el, Cornel, îmi spunea tot mereu că face...
perfuzii, nu, că n-am putut să mă sugăt. Deci asta este regretul, că n-ați putut să vă luați la revedere. Da. Îmi pare foarte rău. Ăsta e destinul mamaie a fiecărui om. E destinul fiecărui om. Că nu știi când, astăzi, deci mâine nu mai ești mamaie. E greu pentru dumneata, pentru că știu ce înseamnă. Nu știu. N-aș vrea să știu ce înseamnă. Propriul copil. E cea mai mare. Știu mamaie. Te înțeleg destul de bine. Și fii aproape de auraș, de copii și ea atunci este liniștită și nu te mai deranjează pe dumneata, pentru că știi că și așa ești bătrână și suferi foarte mult. Eu cred de părerea mea, că nu sunt eu Dumnezeu să știu pe toate. Da, așa este. Mirela, tu ai visat-o vreodată? Da, Adriana, am visat-o la, să zic, câteva zile, două, trei zile, că nu mai mi-amintesc perfect. După ce am făcut pomana de 6 săptămâni, am fost la oraș acasă și am visat-o. Eram îmbrăcată într-o fustă gri pe care ea a purtat-o. Tot timpul am văzut-o cu fusta aia, de câte ori m-am întâlnit cu ea, parcă eram fusta aia gri. Bine, iarna vorbesc. Și zic, măi, Leana, îmi place atât de mult fusta asta. Fusta pe care, în momentul în care a plinit 6 săptămâni, a dus-o Cornel împreună cu mai multe lucruri acolo la oraș acasă, a dat-o de pomană. Claudie, mi se pare, Bedir. În fine, nu mai contează. Și eu m-am uitat așa la fusta și am zis, Doamne, zic fusta lui Leana, care tot îi ziceam eu de fusta, că e fusta. Și da. La câteva zile am visat-o, că era fusta aceea gri care ce-ar mai fi de spus? Mirela, stai că nu te mai auzi. Mișcă un pic telefonul, că nu te mai auzi. Că eram la o cântare, la o nuntă, mă rog. Da, acum da. Așa. Și se făcea că era la o cântare și venea și Cornel, zic, Ileana, stai să vină și Cornel. Dar la care nu, lasă-mă, nu, lasă să nu vină Cornel, că sunt supărată pe el. Și zic, păi de ce, Ileana, ce ți-a făcut? N-are rost să discutăm acum, dar sunt foarte supărată pe el. Doar atât. Deci te-a spus că e supărată pe Cornel. Mi-a zis că, și uite așa făcea cu degetul, nu, lasă că sunt supărată pe el. Nu știu să răstălmăcesc visele, nu știu să le dezleg, dar uite că ea... La un an s-a dus și Cornel după ea. Da, ei sunt împreună acum. Da. Gore Belanski, ce-ar mai fi de adăugat? Ce să fi de adăugat, Adriana? E un coment. Chestia asta că la câțiva ani, la 2-3 ani, la 3 ani, l-a luat pe Cornel lângă ea, referitor la ce spune Mirela, într-adevăr, pentru că în căsnicii există niște discuții, dar ei se certau în spectacol. Deci, dar ce ceartă? Deci vinea să râzi de un pic aici jos, de ei. Da. După 5 minute se luau în braț și se pupau. Da. Deci asta a fost dragostea lor. Acum, eu nu vreau să iau în braț, să-i ridic, să spun, bă, frate, cineva a greșit, n-a greșit nimeni. Cum am mai spus și mă repet, cum am mai spus înainte, a fost pus pe o dragoste în care nu întâlnești la orice oameni. Și asta nu vine întâmplător, pentru că e compatibilitatea sufletească. E tot ce îți dorește un om în viață, să ai pe cineva care să-i fie aproape, să-l iubească, da. Și la bine și la rău, să-i fie aproape. Că de-aia, cum spun eu, asta a fost problema, că poate nici ea n-a fost aproape de copii, nici copiii aproape de ea. Așa cum ar trebui să fie. Cine e de vină? Tot cum am zis mai înainte, destinul unui om. Deci nu pot să acuz pe nimeni, pentru că nu am trăit noi în casa lor să vedem ce. Eu spun din ceea ce... Doamne, dar nu acuza nimeni, Gore. Da, nu era vorba de unis. Eu vorbesc ce cred eu. Adică impresia mea că nu trebuie să mă folați după mine. Da? Dar ei sunt acolo bine, unul cu altul, bine. Așa ar vrea să mor și eu cu femeia iubită, așa, să nu moară ea, să mor înainte și să o ia cu mine, să fie acolo lângă mine. Așa au fost ei. Așa s-au iubit și pe lumea asta și pe lumea altă, tot așa se va iubi. Asigur eu.
Eu vă mulțumesc pentru această intervenție. Dumnezeu să o odihnească pe Ileana și să sperăm cu toții că acolo sus și-a găsit liniștea. Pentru că aici n-a prea fost fericită, în ciuda succesului profesional. Pe plan personal n-a fost foarte fericită. Îți mulțumim foarte mult pentru... Eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc și rămâne să ne mai auzim și cu alte ocazii. Vă mulțumesc. Nu de astea, nu de astea. Ocazii mai... Da? Ocazii mai vesele. Da. Și vă mulțumim, Adriana. Mulțumim în primul rând că ai fost... Și le mulțumesc celor care ne-au urmărit, iată, publicului ei. Oamenii ne-au trimis melodii pe care le-au îndrăgit din repertoriul Ilenei Ciuculete, dar să știți că cea mai iubită piesă rămâne Ciorba de Curcan. Așa să ne aducem aminte pe Ileana. Scuze-mă, Adriana, că nu întâmplător pe 14, da? Toată ziua la mine la studio a cântat Ileana Ciuculete. Iată. Da, vă mulțumesc tuturor, mulțumesc, o zi bună să aveți și le mulțumesc celor care ne-au urmărit.